își mai cunoaște o mamă pui după o perioadă în care nu i-a mai văzut, din momentul în care au plecat din cuib. Hai să vedem ce se întâmplă în cazul ăsta în care femeia mea de Rottweiler, Cali, se reîntâlnește pentru prima dată față în față după aproape 6 luni de zile cu puiuții ei. O să așez telefonul în altă parte ca să putem surprinde exact cum va decurge întâlnirea lor. Pentru că pui femelei de la mine sunt la dresaj și acum vor ieși dinăuntru de la padocuri. Hai să vedem, sunt curios și eu, nu știu cum va funcționa toată povestea, însă rămâne să vedem în câteva momente. Las să vedem exact cum reacționează. Aici e Cali, el e Figo și ea e Rosa. Cali se simte puțin amenințată de prezența lor. O să mă retrag puțin ca să se vadă mai bine. Se pare că îi pune la punct. O să mutăm din nou telefonul ca să avem o imagine mai bună și vedem, pentru că multă lume spune nu-și mai recunoaște femeia pui. Da, e un lucru normal. N-am testat niciodată, însă mi se părea logic să fie așa, pentru că avem aici câini dominanți și Cali se simte amenințată într-un fel sau altul de faptul că reacționează prea obraznic. Fiica ei, cea care latră, Rosa, ca și caracter, îi seamănă. Așa că două pietre tari o să facă scântei întotdeauna. Și auzim mârâit, auzim mai multe sunete. Da, mai lăsăm să vedem exact ce se întâmplă. Dacă se va acomoda cu prezența lor sau nu. Nu știu dacă ați mai sesizat, stă în jurul meu din două motive. Ori se simte amenințată și are nevoie de sprijinul meu, ori simte nevoia să mă protejeze. Acum începe să-l miroase pe băiat, pe Figo. Iar pe Rosa, în momentul de față, nu o prea acceptă, asta și din cauza faptului că Rosa este mult mai agitată și le transmite că are nevoie de spațiu și că nu e deloc de acord cu ei și nu se simte deloc confortabil în prezența lor. Lupta, cu ghilimele bineînțeles, se va da între ea, între Cali și Rosa, fiica ei. Și până nu vor ceda ei și nu se vor supune, lucrurile nu vor fi în regulă. Nu vă recomand să faceți așa ceva acasă, pentru că dacă nu avem un mediu controlat, dacă nu avem un câine matur pe care să-l putem controla, sau chiar și tineretul, se poate ajunge la lupte. Rosa a ripostat, pentru că ea în ultima perioadă s-a jucat foarte mult cu Figo. Mama, Cali, l-a pus la punct pe Figo și Rosa a ripostat sub pretextul că vrea să-l protejeze. Pretextul e doar pretext pentru că ele amândouă fiind dominante, încearcă să se impună. Cali încearcă să o domine în momentul de față, ea nu stă, drept dovadă că încă
nu ar accepta să fie dominată de către un alt câine pe care nu îl recunoaște, pentru că nu conștientizează niciunul dintre ei că ea este mama lor. Văd doar ca pe un alt câine. Asta e Rosa, cea pe care ați auzit-o e Rosa, cea mai bandită, exact cum ziceam într-un alt video. O mărie cu altă pălărie, de fapt e Cali, varianta tânără. Hai să vedem dacă, pentru că Figo face pișul, să vedem dacă va marca femeia mea Cali. Nu zic, va marca Cali pentru că o să fac o cacafonie. Vedem. E interesant și pentru mine. E prima dată când fac un video de felul ăsta în care explic anumite lucruri pe care eu le-am observat de-a lungul timpului din experiență. Hai, Cali! Mai au puțin și sunt cât mama lor ca dimensiune. Nu știu dacă observați cât de relaxat e Figo și cât de tensionată și de reținută e Rosa și în același timp încearcă cu mine, dar nu știe cum. Trebuie să vorbesc mai tare pentru că Rosa e mai guralivă. Hai, Cali, haide! Bravo! Cei pe care ați văzut sunt Cali, Rosa și Figo, mamă de Rottweiler și doi pui de Rottweiler. Cali, să nu-i tratăm cu fundul, ne vedem în video următor. Dacă aș fi filmat doar aspectul ăsta, aș fi zis, da, o mamă e bucuroasă să se reîntâlnească cu cei doi pui. Doar că, la început, a trebuit să stabilească cine este șeful, cine conduce și cine nu conduce. În momentul de față, aș spune, după cum o cunosc pe Cali, că e mult prea prietenoasă și în momentul de față aș spune că ea chiar își recunoaște puii. E super bucuroasă, se pare că, de prezența lor. De călărit îl călărește Rosa. E plăcut să-i vezi din nou pe cei trei bucurându-se de prezența, fiecare de prezența celuilalt. Figo încearcă să monteze. Pentru el, instinctul de reproducere mai puternic decât celelalte instincte. Cum ți s-a părut acest video? Chiar dacă e lung, mi-ar fi plăcut să văd că ai stat până la capăt. Aștept părerea ta în comentarii. Dacă scrii un coment, înseamnă că ai stat până la sfârșitul acestui video. Te salut!